Oameni, locuri, tradiții este denumirea celei mai complete monografii a orașului Balș. Apărută în condiții grafice deosebite sub patronajul și sprijinul administrației locale, ea vine să dezvăluie cititorului adevăratele valori umane și materiale ale localității. Domnule primar, avea nevoie Balșul de astfel de carte de vizită inedită? Bineînțeles, e o carte care ne reprezintă, e un pașaport pentru noi, pentru bălșini. Această carte a domnului profesor Negreanu vorbește în paginile despre oameni, despre tradițiile locale, despre oamenii care au făcut cinste Balșului. Amintesc aici oamenii care nu mai sunt între noi, filantropul Petre de Roșca, învățătorul Gheorghe Vasilescu, academicianul Petru Lian. Cele două volume au însemnat pentru autorul Ion Negreanu ani de muncă alături de colaboratorii săi deloc puțini. Efortul însă a meritat pentru că monografia este unică în felul ei și aduce în actualitate momente inedite din trecut, fapte și locuri despre care puțin știu. Când a început munca la această inedită carte de vizită a orașului de pe Olteț? Vreo 3 ani în urmă și am lucrat continuu, studiind, discutând cu oamenii, scriind, corectând, colectând documente referitoare la oraș, la oameni, la clădiri, la activitățile culturale. La lansarea celor două volume despre oamenii, locurile și tradițiile Balșului au participat aproape 200 de localnici. Mulți dintre ei au ținut să aprecieze valoarea lucrării, dar și efortul autorului. Această carte, prin lectura ei, ne invită să medităm asupra rostului nostru existențial. În urmă cu câțiva ani, un domn profesor a avut ideea ca această carte să prindă viață, i-am spus, domnule profesor, vă angajați la o muncă echivalentă cu a danaidelor când Danaos le-a pedepsit să care apa cu ciurul fără sidă. Nu-i nicio problemă, mă voi descurca și cu ajutorul tău și a ce vă rogiți. Prin lucrarea Oameni, locuri, tradiții, primăria își propune să reamintească generațiilor tinere cele mai importante elemente de identificare locală.